Un bărbat de 40 de ani din județul Dolj a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce gonea nebunește pe drumul expres Craiova-Slatina-Pitești, pe raza localității Piatra Olt. Polițiștii serviciului rutier Olt, în timp ce desfășurau activități specifice, au depistat în trafic pe drumul expres 12, în afara localității Piatra Olt, un autoturism ce circula cu viteza de 231 de km pe oră pe un sector de drum cu limita maximă de viteză de 120 de km pe oră. Conducătorul auto a rămas fără permis pentru o perioadă de 120 de zile și a fost amendat cu 1450 de lei. Polițiștii desfășoară zilnic acțiuni pentru prevenirea accidentelor de circulație în județul Olt. Acționează cu aparatele radar pe toate sectoarele de drum, printre care și drumul expres, pentru depistarea și sancționarea vitezomanilor. Polițiștii rutieri acționează în permanență cu aparatele radar pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză, aceasta fiind una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere în județul Olt. În această perioadă, poliția desfășoară o amplă acțiune pentru prevenirea deceselor prin accidente de circulație. La nivel național se desfășoară proiectul Roadpol Safety Days, în cadrul căruia polițiștii fac controale și îi sfătuiesc pe șoferi să conducă prudent și să respecte regulile de circulație. Polițiștii vor ca 23 septembrie să fie ziua fără persoane decedate în accidente rutiere.